A, dar în ghiocai, da, nu? Nu mănânc nici semințe, nu le nici palea. Tu să nu mai spui că ești țigancă, pentru că... Dar eu nu spun, tu aici mi-ai făcut țigancă. Faci țiganii de râs. Măi, broscoile! Tu faci țiganii de râs. Măi, ce-ai făcut, nebune? Nici cerșătoară să nu spui că ai fost, că iar faci cerșătorii de râs. Dar dacă n-am făcut și nu sunt. De ce să spun? Și nu mai spune că ești mama mea, pentru că eu am, cum să zic, o... Cum să zic, tu nu ești mama, că tu m-ai furat. Sau m-ai înfiat. Te-am furat. Te-am furat cu cur. Cu cur? Da. Cu curul m-ai furat? Da. Cum adică? Te-am furat cu cur. Pun curul ăsta negru a ieșit. Îl lăsă să-ți crească și... Degetele ți-a crescut urechile. Tu nu te uiți? Îmi dai și mie bani să repar și o mașină? Eu, Florin, ești numărul că eu o repar. Dar nu mai vezi mașina. Nu, ce fac. Uite, nu, mamă, fără glumă. Stai liniștit, ascultă. Nici o mamă, nici un căcat. Îl sun pe domnul Bârna și vorbesc cu el. Să-mi dea bani de mașină, fii atent. Te aștept, dar vedem dacă îmi răspunde, nu știu. Băi, copile, nu mai faci, tu mai faci căcaturi de astea, măi, animale. Nu ți-a ajuns din cât faci, mă? Păi nu ți-a ajunge, mă, că m-ai făcut dracului pe drum și când am fost atunci cerșătoare. Ei, sun la primărie. Ce să sun la primărie? De ce să sun la primărie? Să-mi dea bani de mașină. Păi de ce și primărie? De ce să dea? Cine ești tu că-ți dea? Păi dar eu le dau bani, anual le dau bani. Păi și că ei trebuie să plătești impozitele. Păi ce face ei cu banii? Am trebuie să-mi dea înapoi? Ia, măi, nebule, vezi că lângă primărie e și poliția, măi. Așa, și la poliție n-am dat nimic, n-am treabă cu ei eu. Și te atunci la primărie ce ai dat? Eu am plătit la primărie. Păi taxele tale de case, de impozite, ce tale trebuie să ți dea înapoi? Păi și de ce plătesc eu dacă tu mi-e spui că n-am casă? Cum? Eu de ce mai plătesc dacă tu mi-e spui că n-am casă? Păi aia de devoare, nu asta, ce trebuie ai tu cu asta? De ce? Păi e casa mea. E casa ta asta. Da, așa, de tot casa mea, dar în fine, ha. Nu, e de la bărbații tăi, că ai avut bărbați, da, și ai fraierit, așa, și în loc să faci și tu un copil, a trebuit să mă furi, că alt copil frumos n-ai mai găsit decât pe mine, că eu sunt frumos. Mare frumusețe, ți-ai urechile, zici că ești licurici. Mare frumusețe te vezi. Ia taci un pic. Domnul Bârnă? Iată-și. Bună ziua, să știți că nu vă deranjam la ora 12:59 degeaba. Știu că dormiți, că sunteți un om mare de afaceri. Dar mi s-a întâmplat ceva groaznic. Mi-a stricat mama mașina. Ia uite, tu futu-ți rasa, măti. Cine ți-a stricat mașina, mă? Zic că ai fost la cluburi, bă, și ai nenormat și ai nenorocit mașina. Te-ai zis cu cine știi, ai... Că în loc de mașină e căruță mașina ta, mă. În căruță e mașina ta, mă. S-a sunit cine știi ce dracu ați făcut. Să-i spun că am fost la club? Domnul pulă la cine e? Ok. Domnul Bârnă, vă deranjez la ora 13 fix, fix, fix. Să vă spun că am probleme cu mașina. Am fost la club cu mama mea, că mi-a dorit foarte mult să meargă la club. Măi, băgănești picioarele în gura lui Bârnă ăla. Puh! Cu mine ai fost la club, mă, zic că ai fost cu vagabonții tăi, mă. Care vagabonții? Păi știu eu. Cu cine ai fost tu? Cu iubiții mei, nu cu vagabonții. Cu iubiții tăi, bată-te, păi nu-s vagabonți. Și pe tine și pe ei. Ea nu-s vagabonți. Nu, sunt, și alea sunt vedeti internațională, cred eu. Deci, nu, încetează, te rog frumos. Deocamdată vorbesc eu, ai lătrat până acum, de numai pe mă doare urechile, da? Te rog eu frumos, încetează, vreau să vorbesc. Mă taci! Mă taci, licurici, lantern! Te rog, eu lasă-mă, da? Domnul Bârnă! Cu mare necaz mă deranjez! Ia uite! Am nevoie de ajutorul dumneavoastră! A furat mama mașina și a fugit cu alerga bărbații ei! Și-a căzut cu mașina așa și mi-a distrus mașina. Mama nu a pățit nimica. Ce, mă? De minciun nu te întrece nici el cu coarne. Dar vezi că eu nu mint. Nu, tu spui adevărat? El crede că e adevărat omul ăsta. Dacă el vrea să... Dar de ce să crede? Dar ce-a ce văd? De ce pronunț numele meu, mama? Spune că tu ai făcut ce ai făcut. Nu eu. Spui tu de mama.
Bine. Domnul Bârnă, vă deranjez din nou că am o mare rugăminte la dumneavoastră. Am nevoie eu de ajutorul dumneavoastră ca să pot să o ajut pe mama. Nu mai mă face să râd, că nu pot să înregistreze spune, multe ori. Spune, dar de ce spui de mine? Spune de tine, măi, băi, că tu ai nevoie. Să ia pe tine în jandarmeria, nu pe mine. Bine, mă. Domnul Bârnă, vă rog să mă ajutați să-i cumpăr lui mama mea o garsonieră la Belu. Eu în prima linie. Eu că mama mea este o eroină, mama mea. Nu mai există mamă care a stat atâtea ore la semafor să spele parbrize pentru noi. Nu există așa ceva. De ce vorbești așa? De ce vorbești neghiobule așa? Așa am făcut eu, așa te-am crescut eu pe tine la semafoare? Mă! Așa te-am crescut eu pe tine la semafoare, bată-te-a nebunea la de urecheat. Hai mă! De ce? La semafoare am fost, mă! Păi eu trebuie să-i zic lui omul ăsta, făi mamă, ca să pot să-mi dea și mie bani să repar mașina, să nu mai iau de la tine din firmă așa mult. Că iau, dar nu așa mult. Vă rog să mă ajutați. Am vorbit cu preotii de la Belu și a zis că locul costă 9.000 de euro și nu-l ține ocupat decât până joi. Deci până joi trebuie să avem banii pentru că trebuie să ne ducem cu mama acolo. Până păi joi. De ce să mă duc acolo? Păi să ocupi locul la Belu. Bunit? Păi... Dar de ce? Pentru ce să mă duc eu la Belu? Păi... Am murit cumva și nu știu să n-am înțeles. Mă bagi de vie, mormânt, bată-te, ar nebuneala să te bată. Păi mă, vezi că la Belu nu se duce oricine. Tu crezi că se duce oricine la Belu după tine așa? Tu zici mersi că eu reușesc să te duc la Belu. Că la Belu nu intră oricine. Aole. Și pe Ceaușescu, când l-a dus la Belu, tu crezi că l-a dus așa? Păi l-a dus la Belu, păi nu știu unii îngropă Ceaușescu. Păi l-au dat afară de la Belu, la Belu au vrut să-l ducă, dar l-a dat afară. Și pe tine te primește, datorită mie că-ți vedet internațională. Tu? Da. A zis că pe tine oricând poți să te duci. Deci oricând, când vrei să mergem? Termină cât te calc în picioare. Mă, te-ai venit că te calc în picioare și te ologesc ca pe câini, te ologesc. Îți dau cu... Dinozaur portocaliu! Eu și tu. Tu-ți drăsa, măte. Acum ești dinozaur? Ești dinozaur acum, mă? Te-ai făcut dinozaur? Bată-te-a nebuneala să te bat. Dinozaur ești, măicuță. Dar sunt pe domnul Cheluț mai... Trenule, mașină! Mamă, am voie să cânt sau nu, adică pot să fac și ce vreau sau nu. Dar de ce să cânti, mă? Dar unde te trezești, dai drumul și ai venit de la muncă ca să cânti? Ai venit de la muncă să cânti? Dar n-am fost la muncă. La muncă, acolo unde ai fost, după mașină, firar, sămânța, mă, te-a dragul să fie. Măi, Doamne, dacă știam eu, mă, frate, mă, ești nebun la capul, că-i de eu dacă aflu că tu nu ești, oricum, eu pe tine, eu vorbesc foarte serios, tu încearcă să te comporți foarte frumos cu mine, că ești o persoană inteligentă, eu sunt tu. Foarte inteligent, tu. Eu da. De aia sunt o roată mare cu mașină. Așa de inteligent ești. Deci, eu sunt o persoană foarte inteligentă și te rog foarte frumos să-mi recunoști câți bani mi-ai mâncat de la locație. Eu atâta îți spun. Florine, eu atâta îți spun. Florine, eu atâta îți spun să stacă fleanca că te omor cu bătaie. Nu te bătut joc de mine și de copilăria mea. Eu ți-am zis să stacă fleanca că te omor cu bătaie. Ca să-ți cumpăr. Astăzi eu ori te tund, ori îți tund sprâncenile, mustața, te răd și te fac cu de căcat. Deci tu vrei să-ți bagi joc de corpul meu? Mai întâi te să-ți faci abonament, dragă, pe OnlyFans, ca să... După tine. Deci nu pot să cred că mi-ai dat cu flecmă. Asta a fost flecmă. Flecmă a fost asta. Nu ți-e rușine, mă, și vorbești. Păi meriți decât flecmă, de la să-ți dau un ochi. De ce, mă? Că nu mai am alocație? Lasă-mă că mă duc și-mi fac ajutor social. Vedem dacă-ți convine. Îți faci ajutor social. Dar cine-ți dă, mă, ție ajutor social? Îi spui, da, dar am probleme cu urechile, doamnă. Cred că îți dă pentru urechi. Da. Că ai urechile mari. O să-mi cumpăr o umbrelă când vorbesc cu tine. Ce? O umbrelă o să-mi cumpăr. Să-ți cumpere o umbrelă? Mama lamă. Ma,
Mama lama ești tu. Ce mama lama eu? Ești că ești lamă. Dacă te duc la grădina zoologică, fug lamele de tine. Da, da. Știi și tu ce e lamă? Bineînțeles, eu am una în casă. După tine. Numai că lamele nu sunt negre. Ești prima lamă neagră, ești ceva deosebit, de aia te-am luat acasă. Da, da. E bine și să râd. Cu tine râd eu. Ce glumeață ești. Cu tine. Nu pot să cred așa ceva. Nu pot să cred. Dar lasă-mă că vreau să-i trimit. Doamnă Bână, să știți că mama mea se simte foarte...